Bună dimineața! Vă spun în acest soare fain de ora 7 și un sfert și acompaniat de acele tălângi din țarcul de lângă Stână. În România am aflat la școală că în secolul XIX a avut o amiciție destul de consistentă din partea Franței. Astfel că oameni politici francezi, Napoleon al III-lea, Talleyrand și nu numai, au fost alături de România când aceasta încerca să-și pună bazele unui stat în sensul modern al cuvântului. Unul dintre prietenii României a fost și geograful francez Emmanuel de Marton. Acesta a fost în comisia care în anul 1919 a trasat granițele, după primul război mondial, între România și Ungaria. Arhicunoscutul și, bineînțeles, contestatul, o bună parte din timp, tratat de la Trianon. Asta s-a întâmplat pe la 1919. Se pare că Emmanuel de Marton a iubit foarte mult acest popor, iar sentimentul a fost reciproc, din moment ce acesta, specialist în geografie și în topografie, a fost profesor la Universitatea din Cluj. A deținut această funcție multă vreme în perioada interbelică și a început să colinde munții României. Un munte care l-a atras și pe care a încercat să-l explice și din punct de vedere geomorfologic a fost cel pe care săptămâna aceasta la Carpe Diem vă invit să-l vizităm. Piatra Craiului. Știm despre Piatra Craiului că este unul dintre cei mai frumoși munți, cei mai periculoși, dar fără îndoială, cei care iubesc mișcarea și natura spun despre Crai că este o nestemată între celelalte masive montane. Evident că fiecare munte are un farmec aparte. Craiul, în schimb, îl întâlnești la sufletul oricui, inclusiv al meu. Săptămâna aceasta vă propun o incursiune în zona înaltă a Craiului, în zona crestei sudice a Pietrei Craiului. Ne aflăm în Poiana Funduri. De aici vom pleca către șaua cu același nume, Șaua Funduri, situată cam pe unde se îngână cerul acela senin cu plafonul de nor, care este destul de coborât. Cam pe la 1800 și ceva de metri altitudine, Șaua Funduri, unde se află și un refugiu de vreo câțiva ani, un refugiu pentru turiștii care ajung în zonă. Ne aflăm în această poiană, lângă o stână. Activitatea este intensă pentru că acești ciobani și vizitatorilor de dimineață au început treburile, mulg vacile, uitați un copil care alergă un cățel sau invers, etc. etc. Și vom pleca pe un marcaj triunghi albastru către Șaua Funduri, către creasta principală a Pietrei Craiului. Deci ce spune? Ce bine te-ai mișcat, Popescule! Într-adevăr, am bătut recordul pe care ultima plăcuță indicatoare îl arăta jos în poiană. O oră, o oră jumătate, noi am făcut 50 de minute și suntem exact în zona refugiului Funduri. Prieteni, e prima dată când mă aflu aici, de când s-a construit acest refugiu.
3-4 ani mai mult nu cred să aibă. Forma aceasta de iglu este specifică refugiilor montane în România și în special unor munți destul de accidentați, cum este cazul Pietrei Craiului. Din fibră de sticlă, urcați cu cârca sau cu elicopterul, după caz, de către voluntari, salvamontiști sau alte persoane iubitoare de munte, aceste refugii montane câteodată reprezintă diferența între viață și moarte. Le trebuie bine întreținute și dacă cumva îți prisosește, poți să lași aici o conservă, o pâine, iar dacă cobori din creastă și mai puțin apă, de ce nu lasă la refugiu? Pentru că principala problemă a Craiului este lipsa de apă. Da, foarte repede am ajuns în creastă. Suntem în creasta principală a Pietrei Craiului, în zona șaua fundul, prieteni. Avem și un stâlp aici care ne informează că spre refugiu de unde am plecat până acolo avem 5 minute și vârful fundului spre Piscul Baciului, ținta noastră, adică creasta sudică, 3-4 ore. Deja începe să bată vântul și deja perspectiva s-a deschis atât către vestul Craiului, totuși să-l pun într-o direcția corectă, încolo este și vârful, către vecinii Craiului, Iezer, Roșu, Păpușa, o parte din Făgăraș, către zona Băii Dâmboviței și către ceea ce se cheamă Pietricica, adică partea finală a crestei Craiului, de aici de unde mă aflu eu, până în zona Musceleană, podul Dâmboviței, se numește Pietricica. Este un traseu care, din câte știu eu, nu este marcat, este însă deosebit de spectaculos și acesta. Se văd deja abrupturile vestice ale Craiului. Aici, din zona aceasta, ele sunt totuși palide față de ceea ce o să vedem noi astăzi la Carpe Diem, mergând pe creasta sudică. Creasta Craiului, prieteni, sudica Craiului se pregătește să ne primească cu un cer destul de fain, o vreme destul de răcoroasă și ceea ce mă bucur este că începe treptat să se ridice pătura aceea de nori care am văzut-o de dimineață. Cu alte cuvinte, continuăm pe marcaj Punct Roșu, pe creasta principală a unuia dintre cele mai frumoase masive montane din România. Da, prieteni, este musai să le ai puțin cu elementele de început de cățărare, să ții bine echilibru, să fii atent unde pui mâna și piciorul și mai ales să respecti regula celor 3 puncte de sprijin. Precum vedeți, doar o mână vă face așa, cealaltă e ocupată, la fel și picioarele. Traverseuri delicate, hornuri, ce să mai? Începe deja distracția. Este jumătatea verii și încă mai suntem bucurați de o serie de flori. M-am obișnuit la emisiunile Carpe Diem să vă arăt diverse floricele care apar mai cu seamă în zona alpină, care mai de care mai interesante, mai plăcut mirositoare, mai frumoase. Craiul, în schimb, are ceva aparte. Nu degeaba este un munte special, pentru că are și o floare specială. Este o garofiță care poartă numele. Garofița Pietrei Craiului. Nu prea sunt foarte tare la botanică, știu, în schimb, câteva denumiri latinești. A garofiței eu știu.
Dianthus calizonus. De ce o ții minte? Pentru că așa am început eu muntele. În 1986 era creștină. Eram elev în clasa 7-a la școala 10 din Târgoviște, sau Radu cel Mare, cum se numește mai nou. Și acolo un prof de geografie, chapeau pentru domnul Petre Cusceac, fiind bun la geografie așa și plăcându-i așa de mine și având un fizic foarte firav, a zis: măi băiete, tu nu vrei să mergi pe munte? Nu prea știam cu ce se papă. Hai, uite, am eu un cerc de turism care se numește Dianthus calizonus. Și zic: wow, ce tare sună. Și ce înseamnă asta, tovară și profesor? Înseamnă garofița pietrei Craiului. Da, prieteni, această garofiță a pietrei Craiului, care este aici la picioarele mele, este o plantă unică în lume. Nu greșesc, unică în lume. Mai are un verișor îndepărtat prin China. Se remarcă foarte ușor datorită formei de garofiță și mai cu seamă datorită acestui brâu foarte frumos punctat. Ce să mai, este o splendoare. Atenție, fiind unică în lume, este ocrotită de lege, de aceea vă rog frumos, faceți-i poză cu telefonul, filmați-o, mirosiți-o, pupați-o, dar nu o luați de aici. Pentru că așa se distruge, din păcate, și flora aceasta alpină pe care trebuie să o protejăm. Suntem în zona de creastă sudică a Craiului, recapitulez. Ne aflăm cam pe la 2000 de metri altitudine. Deja începem să câștigăm altitudine și puțin mai în sus, cred că pe un vârf, vom face o pauză. O pauză de masă, pentru că n-am apucat să mâncăm de dimineață când am plecat de acasă și ceața care vine în valuri dinspre sud are un corespondent în stomacul meu. Dar e o zi faină, până la urmă nu ne plouă, nu ne bate foarte tare vântul și ne bucurăm și de peisaj, chiar dacă nu este foarte generos, mai cu seamă către vecinul Craiului de la Est, către vecinii Craiului de la Est, mai exact, către Bucegi și către Leaota. Dar cine știe, poate mai sus avem bafta respectivă.
Mult a fost, puțin a rămas, prieteni. Mai avem un singur vârf, vârful Grindu, și după el se vede vecinul lui, Piscul Baciului, sau vârful la om, cel mai înalt din masiv. Da, cred că mulți dintre cei care au parcurs creasta Craiului, la un moment dat s-au supărat foarte sau au fost destul de cu moralul la pământ când s-au uitat fie în stânga către vest, fie în dreapta către est și au văzut cele două refugi. Refugiul Spirla, care se vede, și refugiul Grind 1, ca să facem o diferență între cel care o să-l vedem cât de curând. Dincolo de refugiul Spirla se vede foarte clar zona Plaiu Foi, cu multe cabane, vile particulare apărute îndeosebi după 2010. Iar de la Plaiu Foi, dacă ești mai îndrăzneț și vrei să-ți măsori forțele cu un alt masiv deosebit de acesta, o poți face. Mergi pe bârsa Groșetului și urmezi vreo 9 km valea aceea, care te duce exact în vârful Comisu. Este primul vârf al masivului Făgărășan. De acolo se intră în Făgăraș dinspre zona estică. Se văd deja câteva vârfuri, Buzduganul, Luțele, iar cel mai reprezentativ din partea estică este vârful Urlea, care are aproape 2500 de metri. Vecinul Craiului, Iezer Păpușa, e destul de aproape, dar înainte de a ajunge în Făgăraș o mai poți face și dacă uzitezi un alt traseu. Vârful Tămașu Mare este cel care separă Craiul de Făgăraș și practic este cordonul ombilical care face legătura între aceste două masive ce fac parte din lanțul Carpaților Meridionali. Deci mai avem două vârfuri, vom ajunge la refugiul Grind înainte de a urca pe vârful Piscul Baciului. Este 12:38 de minute. Cu alte cuvinte, suntem în grafic, iar de acolo avem acea coborâre lungă, pe lângă colții Găinii. O să ne mai întâlnim cu cineva care urcă, ce n-ați finam, către refugiul Grind 1 și apoi prin Poieni frumoase, cu lătrat de căței, cu talangă de vacă și, de ce nu, din păcate, cu zgomot de drujbă. Continuăm pe creastă. Da, și cam asta a fost isprava cu ceea ce am avut de gând săptămâna aceasta, cu creasta sudică, între cele două refugii, Funduri și Grind, care de 3 ore și ceva am parcurs un munte superb, în anumite zone destul de expus, dar am avut baftă că nu ne-a plouat, că nu a bătut tare vântul și că am avut peisaje, de ce să mâniem pe Dumnezeu, destul de interesante. Repetăm isprava. Cineva acasă? Nu e nimeni. Auci! Da? Era s-a închis aici. Sunt de la refugiul Grind 2, situat în creastă, pe la vreo 2100 de metri altitudine. Iar de aici o să ieșim din refugiu și mergem pe vârful Piscul Baciului. Nu mai e departe, un sfert de oră. E păcat să nu atingem și cel mai înalt vârf din masiv. Pe vârf am văzut că erau ceva turiști, poate reușim să-i întâlnim și poate schimbăm ceva vorbe cu ei. Bun, pe vârf vom sta puțin, turul de orizont și hidratare. Nu uitați să închideți ușa, mai ales iarna, să nu se umple de zăpadă, dar și vara, pentru că un vânt puternic o poate lesne da peste cap sau pot intra animale sălbatice în refugiu și se obișnuiesc aici. Da, suntem acum exact la jumătatea crestei Craiului, între sudică și nordică. Nu vom parcurge nordica decât pe bucata aceasta scurtă între refugiu și vârf și vom sta puțin la soare, 10 minute. Piscul Baciului 2242, altitudinea maximă a masivului Piatra Craiului. Iată dovada legată cu sfoară, Piscul Baciului. Aici avem câteva trasee de creastă, două, unul către sudic, de unde am venit, altul către nordic. Practic se văd vârfurile nordice, vârful Zbirii, Țimbalul Mic, Țimbalul Mare, iar acolo unde s-au strâns norii, prieteni,
vârful ascuțit, unde se mai află un refugiu, la fel ca celelalte pe care le-am văzut astăzi. Iar cei care știu bine craiul și au intrat în abrupt, cunosc că acolo unde se văd acei pereți, se află câteva trasee care te introduc în taina craiului. Piatra craiului mică și ea este destul de posomorâtă. Prăpăstile Zărneștilor se văd, zonă de cățărare deosebit de interesantă, e aproape de orașul Zărnești. Dar gata cu vorbăria, pentru că bucegii și leaota sunt supărați pe noi și nu ni se arată. Vom sta puțin pe acest vârf la cota maximă a craiului și vom bea o gură de ceai. O coborâre destul de susținută. Am ajuns la vechiul refugiu Grind sau Grind 1, 1620 de metri. Deci o socoteală am coborât mai bine de 600 de metri. Avem aici un indicator care ne spune că până la table avem 30 de minute de parcurs. De la table intru pe un traseu în premieră pentru mine, așa că trebuie să iau un pietroi în gură. Să vedem cum arată refugiul acesta. Am dormit în el acum mulți, mulți ani. Cred că aveam vreo 16 ani când am ajuns în premieră aici. Nesimțiților strângeți gunoaiele, așa scrie aici, deci e clar că aici mai ajung și oameni care nu au treabă cu muntele, așa cum trebuie. Avem o sobă, dar e mult jeg, foarte mult jeg. Mult jeg, dar totuși se poate sta aici. Nu plouă, ceea ce e bine. Și încă vreo 10 oameni, totuși prefer să stau afară. Să mai beau o gură de ceai și să mai privesc încă o dată creasta sudică a craiului pe care am parcurs-o astăzi. Și să ne uităm pe hartă, să vedem ce ispravă am făcut și ce traseu alegem către Brustureț. Se văd și bucegii, prieteni. Se vede zona crestei vestice, se vede și leaota. E cam pâclă, dar totuși s-au ridicat norii. N-am avut bafta asta de pe creastă, dar ne putem bucura și de aici, de priveliștea lor. Așa că o vom face. Soarele ăsta așa m-a moleșit, dar trebuie să plecăm, prieteni, de la refugiu Grind. Mă uitam pe harta asta a craiului sudică și să alegem varianta cea mai rapidă către Brustureț. Am parcurs așa un drum de fain. Astăzi am plecat de la cabana Brustureț. Am mers pe banda albastră până în acea stână de unde am urcat pe triunghi albastru și punct roșu până în creasta la refugiul Funduri. Acolo am atins creasta sudică a craiului și tot pe punct roșu am parcurs mai bine de 3 ore întreaga creastă. După care am urcat pe vârful La Om, vârful maxim al masivului, cota maximă, și am coborât pe bandă roșie pe sub colții găinii, aici la refugiul Grind unde ne aflăm. De aici până la table nu mai este departe, un indicator spune că vreo 30 de minute facem până acolo. Și de la table, unde vă spuneam că este o intersecție importantă de trasee, vom merge către cabana Brustureț, da, pe marcajul bandă galbenă. Dacă mă uit la scara hărții, dacă mă uit la lungimea bățului, estimez că maxim 2 ore, 2 ore și jumătate vom fi la cabana Brustureț, unde ne vom bucura și noi de puțină și meritată odihnă. Da, prieteni, picioarele m-au purtat apoi către casă. Ele se vor odihni o săptămână. Până atunci, eu vă spun să fiți cuminți și să aveți grijă de cei dragi. Thank you.